Când zice. Atențiune și o surpriză pentru milisica noastră. Oare știu copiii noștri cât suportăm noi să-i facem mari? Când de vorbe grele acceptăm în suflet, doar să aibă masa plină. Oare știu copiii noștri cât plângem noi pe ascuns, ca să fie fericiți? Dar ce mai contează? Contează că sunt sănătoși ei și noi. Omul de când se naște nu știe cât rău îl paște. Au necazuri și bucurii, chinuri grele ce nu le știe. Omul de când se naște nu știe cât rău îl paște. Necazuri și bucurii, cumva, chinuri grele ce nu le știi. Că dacă aș ști că într-o zi copiii mei vor părăsi. Că dacă aș ști că într-o zi copiii mei vor părăsi, m-a strânge cu las de gând decât să fiu părăsit. Pentru voi, copiii mei, muncește tata pentru voi, că voi sunteți puterea mea, sufletul și inima mea. Păi spune mereu, fata mea, să mai stau și lângă ea, mai stai, tata, și cu mine, mai stai, tata, și cu mine, pleci mereu singur prin lume. Ardă iar focul de bani, au, te-a purtat printre dușmani. Care te-au dus printre dușmani. Stai plecat de atâția la copiii mei, copiii mei. Muncește tata
să dăm citire mesajelor. O să începem cu al tău, Marius. Dragul meu băiat, dragul tati, iată că ai crescut. Dumnezeu te iubește. Ai făcut 18 ani, ai devenit bărbat. Îmi cer iertare că în așa moment frumos nu sunt alături de tine. De când te-ai născut nu am fost alături de tine, ca în mai multe dăți plecat cu munca și acum același lucru, plecat. Sunt departe de tine într-un moment special. Nici nu realizez cât de repede ai crescut. Mă rog din inimă la Dumnezeu pentru tine, băiatul meu, să-ți dea sănătate și fericire cât vei trăi și mie zile multe să te văd crescând și să-ți fiu sprijinul tău de aici, din depărtare. Îți scriu cu lacrimi în ochi, dar nu fi trist, tati. Oricând îți este dor de tati, gândește-te la mine și eu voi ști că îți este dor de mine. Sau strigă-mă și Dumnezeu îmi va trimite un semn să te sun când o să ai nevoie, indiferent de orice sau la orice oră, nu ezita. Pune mâna pe telefon, sună-mă, o să fiu acolo cum pot, cu un sfat, cu un sprijin. Te pup, tati. Dumnezeu să te aibă în pas. Cu drag, tati te iubește. Și pentru Oana, tu, Oana, una din nepoatele mele favorite, mi-am dorit o fată și nu a fost să fie. Dar v-am pe voi și tu pe noi. Nu ai avut familia la care ai visat, dar acum, uite, ți-ai făcut propria familie. Dumnezeu să te ajute să strălucești, să radiezi de fericire în această zi mare. Să-ți respecti familia, bărbatul, să ai grijă de el și, scumpa mea nepoțică, să-i povestești despre mine când ne vom vedea, să știe că sunt un om cu suflet mare. Vă iubește nenicul, vă transmit felicitări, casă de piatră, fericire și înțelegere. Și un sfat în această zi importantă. Niciodată, dar niciodată, să nu mergi în pat seara supărată pe soțul tău. Contează foarte mult pentru prosperitatea familiei. Vă pup, cu drag, Adi. Și știu că v-ați emoționat. Iar acum o să am o surpriză mai mare pentru voi. Ce mai aici? Deci nu credeam așa ceva. Doamne, să-l desc, stai! Bărbate! Vă rog să mă iertați pentru că am trebuit să... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, da, mulți ani. Mulți ani trăiască, da, mulți ani trăiască, da, mulți ani. Mireasa să trăiască, mirestica să trăiască, da, mulți ani. Mirestica să trăiască, generica să trăiască, da, mulți ani. La mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Bine zic ca să trăiască și cine zic să trăiască, la mulți ani. Și acum să facem o horă mare. Să jucăm valul mireasă împreună cu nașii mari, generică mireasa și toți invitații.